prieten vechi, să spunem, al nostru. Anul trecut a fost la zilele Biz. Nici anul trecut mai era la Bergambic, nu? Tiberiu a fost director de marketing la Bergambic și a fost alături de revista Biz prin Staropramen. Cine a fost la evenimentele Biz pe social media știe că era oficială este Staropramen. Și el este de vină pentru acest lucru, pentru faptul că Staropramen a devenit o bere specială și, să spunem, vedetă pentru blogger. După ce a plecat de la Bergambil, a început să facă teatru. Și nu doar teatru, face marketing cultural și nu doar cultural, face și marketing sportiv. Și noi doi împreună, pe 27 noiembrie, organizăm primul eveniment de marketing sportiv din România, la care mă invităm să veniți. O să vedeți, o să fie foarte frumos. Dar ăla e alt subiect. Vorbim acum de marketing cultural. Te rog, Tiber. Bună ziua din partea mea. Prin 1999 eram la Sibiu și ăla a fost primul meu contact cu festivalul de teatru. La vremea respectivă l-am cunoscut pe deja menționatul Chiriac și efectiv m-am îndrăgostit de el. Și de atunci am zis, băi, trebuie să ajung să lucrez într-o companie, să ajung să sprijin festivalul de teatru de la Sibiu. Pentru că e un lucru minunat care se întâmplă. 11 ani mai târziu, pun mâna pe telefon, eram director de marketing la Bergambir. Înainte de Bergambir, am fost director de marketing la Henkel, deci de detergenții de care au făcut teatru. 11 ani mai târziu, am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe Constantin Chiriac și i-am zis, Costache, ne-am întâlnit acum 12 ani, 11 ani, eu aș vrea să dau ție niște bani, să devin sponsor la festivalul tău. Ne-am întâlnit, mi-a zis, să știi că e un lucru care mie nu mi s-a întâmplat niciodată, să vină cineva la mine să vrea să-mi dea bani. Așa a început legătura mea cu festivalul de teatru, am fost sponsor cu BEX în 2011, ceea ce vreau să vă și povestesc acum. Iar de la ediția din 2012 am început să caut parteneri pentru festivalul de teatru. Practic, am să vă vorbesc despre partenerirea cu festivalul de teatru, încercând să nu ating părți, hai să spunem, clasice de logo pe afiș. Sigur, Cristi v-a povestit înainte, din experiența mea, Festivalul Internațional de Teatru nu este doar un eveniment cultural. Este o stare de spirit care cuprinde Sibiul timp de 10 zile. Și lansez aici o invitație, după ce vă duceți la spectacolul de George Mihăiță, să veniți și la Sibiu, la Festivalul de Teatru, să experimentați o trăire, o experiență care, zic eu, este unică. Asocierea cu Festivalul Internațional de Teatru poate îmbrăca diverse forme. Pe de o parte, utilizarea mijloacelor pe care festivalul le pune la dispoziție, să spunem, mijloace clasice, și care nu vor face obiectul prezentării mele. Asocierea se mai poate face prin modalități de promovare, să spunem, neconvenționale, pe care o platformă, ca Festivalul de Teatru, o poate oferi unui brand. Și nu în ultimul rând, îți poate oferi posibilitatea, ca brand, să activezi marca respectivă în asociere cu acest eveniment. Pornind de la aceste lucruri, în primăvara din 2011 am lansat un briefing pentru agenția de la vremea respectivă a Dupex. Era vorba de, și este în continuare vorba de nou. Și briefingul către agenție a fost următorul. În primul rând mă interesa cum să cresc vizibilitatea mărcii Pex, în plus față de pachetul pe care ne puneau la dispoziție partenerii de la Sibiu. Și, în al doilea rând, cum activăm brandul BEX pe perioada festivalului. Și am identificat câteva soluții, să spunem, out of the box, pentru creșterea vizibilității. Și deja, în parte, i-ați văzut în imagine foarte frumoasă a lui Cristi, acest stil direcționat. M-am gândit că, în urmă, principiu că există atâtea locuri în care se desfășoară spectacole, sigur că se realizează o hartă, însă niște stâlpi direcționale ar fi foarte utili.
Și atunci agenția a venit cu această idee creativă. Am avut, cred că, 10 sau 15 astfel de stâlpi care au fost plantați în Sibiu și pe lângă faptul că erau extrem de utili, pentru că te îndrumau către locul unde avea locul performance, purtau brandul GEX. O altă modalitate a fost tricourile voluntarilor. Festivalul de Teatru de la Sibiu are un program de voluntari de circa 300 de voluntari care ajută atât pe participanții, pe performeri de la festival, cât și pe spectatori să-și identifice nevoile și să îi îndrume către locurile unde au loc diverse evenimente. Bine, m-am gândit cum pot să transmit foarte bine. Am luat tricourile și am produs tricourile acestor voluntari. Repet, ei sunt prezenți peste tot în Sibiu. Un alt mod de creștere a vizibilității a fost un jurnal de festival. Ne-am dus la un post de televiziune, pe lumea Realitatea, pe la Spart, și am spus, vrem să realizăm o pastilă prin care să comunicăm partenerierea lui BEX cu festivalul. Și am făcut pe perioada festivalului 10 zile, era un așa numit jurnal de festival, o pastilă de 3 minute, care pe lângă clasicele Billboard din Bordau, surprindeau reporterița în diverse locuri, unde evident era prezent brandul BEX. Deci au fost 10 astfel de pastile, difuzate seara la ora 11, după știri și dimineața. Deci cam asta a fost partea de expunere, de creșterea vizibilității. În partea de activare, deja Cristina a menționat, am avut 14 locații de tip Horeca, în care au fost promotărițe și promoție care avea legătură cu subiectul. Ce încerc eu aici să vă spun este că este extrem de important ca în momentul în care te asociezi un eveniment de genul ăsta, să creezi o poveste în jurul lui, în jurul evenimentului, care să aibă, în care să vizibilitatea brandului să fie una naturală. Despre asta vorbim, despre naturalețe. În momentul în care lucrurile sunt forțate, consumatorul are tendința de a rejecta. Dar dacă faci lucrurile în mod natural, lucrurile vin foarte firești. Ok, o să spuneți că berea este foarte ofertantă pentru un astfel de eveniment. Am ales să vă dau și două exemple non-bere. Este vorba de un partener al festivalului de anul acesta, Boromir, care a ales să activeze brandul punând coșuri cu produse în foaierul sălilor de spectacol. Vreau să vă spun că era bătălie. Deci, înainte de spectacol, oamenii mergeau, gustau vestitul biscuite făltiniși, precum și rugenii făcute de Boromir, și intrau în contact cu brand. Era o chestie naturală. Când ieșeau de la spectacol, mai treceau pe la coșuleță și mai luau două, trei snacks-uri. Deci, o idee foarte bună, nu aveau promotență, nu aveau absolut nimic, erau pur și simplu niște coșuri care te invitau să puști din specialitățile lor. Un alt brand care a înțeles că trebuie să facă parte din poveste a fost CIF. Da? Ei aveau campania aceea cu CIF-ul, nu este un detergent, îmi pare rău. Soluție de curățat. Ca om care vin din poftim? Da, din aia mea, nu a lor. Deci CIF a avut, probabil cunoașteți campania lor cu povestea în spatele CIF-ului, au ales să se partenereze cu Festivalul de Teatru și au realizat niște activări care erau de acolo. By the way, au sponsorizat și spectacolul de București Călătorile lui Gulliver. Cam asta am vrut să vă spun, faptul că se pot realiza și poți comunica extrem de bine mesajul de brand prin intermediul unui act cultural, însă trebuie să fii cu gândul acolo, să gândești și să faci parte din povestea acelui act cultural. Este extrem de important. Dacă aveți întrebări, și am pus și o poză de concluzie, pentru că ăsta e un credo al meu vis-a-vis de
evenimentele culturale, ele sunt extrem de dinamice, iar posibilitățile pe care ți le oferă un astfel de eveniment sunt nelimitate. Poți să te duci în toate dimensiunile, atâta vreme cât ești part of the story. Dacă aveți întrebări, vă rog, de tot, pe mine mă găsiți la adresele, da? Toată lumea așteaptă masa, nu? Vreau să vă întreb dacă ați măsurat. Spuneați că ați vrut expunerea mărcii peste ceea ce vă ofereau, peste pachetul oferit de organizator. Dacă ați măsurat, cât de mare a fost? Este greu să măsori și, sigur, în afară de TV, nimic nu este măsurat. Ce pot să vă spun este că după Festivalul de Teatru de la Sibiu, din perspectiva brandului, pe de o parte vânzările au fost foarte bune, evident a fost cald, care a luptat vremea, însă câștigul major a venit după, pentru că a fost un bulgăre de zăpadă, au venit, există tot felul de evenimente din astea locale în orașe, au venit foarte mulți primari de orașe la noi și au zis, băi, ați făcut o chestie foarte bună, aș vrea să veniți și la noi în oraș și să organizați o chestie similară. Se referă în special la partea de organizare cu terase. Tot a fost o bulgăre de zăpadă care a generat foarte multe reacții după. A strânit reacții și din partea competiției. Supervisorul de la Ursus, care întâmplător mi-e prietenă foarte bună, m-a sunat și mi-a zis, mi-a luat festivalul din orașul meu. Practic a fost o blocare a competitorilor. Apropo și de ce ziceam între vorbitorii mei cu comparația cu Ceaua, a avut un efect remanent extrem de mare în îmbunătățirea imaginului Bex în Sibiu. Alte întrebări? Uite. Permiteți-mi să completez și la chestiunea asta. În general, e foarte greu de măsurat, să zic, din punct de vedere al măsurătorii clasice, standard de marketing. Pentru că, în primul rând, vorbim de, în cel mai bun caz, de BTL. Deci, BTL este foarte puțin prezent în politicile noastre de promovare. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Acum 2 ani de zile, când BTL încă mai avea o pondere relativ serioasă în pachetele de promovare oferite direct de eveniment, deci nu pe chestiuni adiționale făcute de agențiile partenerilor, pot să spun că media value final, deci măsurat de agenție, per un partener, în medie, da? Ați văzut că partenerii sunt destul de mulți, în general sunt doar multinaționale, bănci, E.ON și așa mai departe, a depășit de 4 până la 5 ori valoarea sponsorizării. Pe calculele agențiilor, repede, deci nu pe calculele noastre. Evident că și noi am făcut un calcul de genul acesta, cât ne-a adus pachetul media și partea de expunere pentru fiți. La mine a fost chiar de 4 ori, a fost o dată și jumătate. Dar în acea evaluare n-am putut lua în considerare partea, hai să spunem, greu de cuantificat, impactul asupra consumatorului în ceea ce privește contactul direct cu brand-ul, prin acțiunile de BTL. Deci, din punct de vedere ATD, evident, ne-am făcut socoteala și eram luat odată și jumătate. Dar nu există totuși un tip de studiu care ar putea să măsoare acest impact, și anume să măsoare atributele brand-ului în mintea consumatorului, înainte de un astfel de eveniment și să spunem la câteva luni după. Și mă întreb lucrul acesta pentru că dumneavoastră ați fost marketing manager și înțeleg un astfel de studiu costă. Dar dacă un singur manager, o multinațională, ar face un astfel de studiu și ar putea dovedi că un astfel de eveniment impactează puternic atributele brandului în mintea consumatorului, la urmă un argument extrem de puternic care merge peste valoarea de medie, peste orice ce ar putea să oferă. Și aș vrea să vă întreb de ce nu ați luat decizia să faceți acest lucru. Și a doua întrebare pe care vreau să o... e logistică. Partea de proiectare a logo, numele sponsorilor pe clădiri, s-a văzut din fotografiile acelea superbe. A făcut parte din pachetul oferit sponsorilor? Răspundeți pe la mai scurt.
Deci eu o să răspund la a doua întrebare și o mică chestiune apropo și de prima. Răspunsul este, deci proiectarea logo-urilor în niciun caz. Deci linile de identitate sunt livrate de parteneri. Este limpede. Dar proiecția pe clădiri, trebuie să vezi, pachetul media oferit de eveniment este relativ stufos, ca să spun așa, și relativ generos. Deci da, proiecția pe clădiri a unei imagini. Foarte multe lume alege. Copurile sunt ale organizatorilor. Da, sunt oferite de organizatori. Evenimentul are o componentă outdoor foarte mare. Acolo, practic, se adună publicul, să zic, care poate oferi vizibilitatea maximă unor chestiuni de genul ăsta. De asta ne avem un pachet destul de serios pe chestiune de outdoor. Proiecții pe clădiri, rulaje de filme pe ecrane LED. Mai nou anul ăsta am experimentat videomapping 3D pe clădiri, în care în spectacolul de videomapping, în anumite zone foarte bine definite, se făcea o plasare de produs. Deci era, de exemplu, cădea un zid, ați văzut videomapping, cum se întâmplă 3D, din spatele zidului se auzea o cheie de contact cu motor și apărea pentru o fracțiune secundă BMW-ul, după care trebuie să-ți continua spectacolul și așa mai departe. Deci astea sunt, da, sunt în pachetele gândite de noi, care sunt pe clădiri. Iar apropo de prima chestiune, o întrebare absolut pertinentă, din păcate are două răspunsuri din punctul nostru de vedere. Unul cel financiar, deci noi în niciun caz nu putem sprijini un astfel de... Dar să știți că mai e ceva. Cine știe despre ce e vorba, nu are nevoie de un astfel de studiu. Apropo de... Aici am să completez. Berger Birch, la vremea respectivă, evident că făcea studii de genul acesta și face în continuare. Ca aici prezent, poate să confirme investițiile realizate de către companiile multinaționale în cercetare. Da, noi făceam la vremea respectivă și cred că se fac în continuare studii. Ideea este dacă e greu să cuantifici un eveniment, atâta vreme cât îți realizezi o platformă de comunicare, dacă iei, de exemplu, teatru ca platformă de comunicare și începi să-ți introduci în chestionarele pe care le realizezi întrebări referitoare la asocierea brandului cu actul cultural, se poate face. Întrebarea este dacă compania ia decizia ca cultura, ca și cultura să facă parte din, să fie platformă de comunicare pentru brandul respectiv. Am să dau un exemplu de Vodafone și-a ales platformă de comunicare cinematograf. Evident că ei testează în momentul în care verifică anumite atribute ale mărcii, asocierea, unul dintre atributele pe care le verifică, este asocierea brandului cu filmul. Și acolo își stabilesc ei obiectivele și unde vor să fie. Deci se poate face, se face. Și colegii de la GFK sau cine oferă astfel de studii pot confirma acest lucru. Mai sunt întrebări? Bună ziua și mulțumesc pentru, pentru prezentare. Eu am o întrebare legată de segmentare. În ultima vreme, la evenimentele culturale, vorbesc din experiența proprie de la Anonimul din Vanu, a fost toată săptămâna, am observat două grupuri distincte de oameni care participă la astfel de evenimente. Sunt cei care sunt absolut interesați de ce se întâmplă acolo și aici, la Anonim, eu recunosc prin cei care stăteau noaptea până la 6 dimineața, când se termina festivalul și în timpul zilei. Și sunt cei care vin pentru că e cool. Nu pot să mă gândesc la o altă exprimare acum. E un trend foarte mare în ultimii ani de a participa la astfel de evenimente. Unele reacții există, de exemplu, din partea actorilor. Aici mă gândesc la Marius Manole, care dă oamenii afară din sala de teatru când răsună telefonul sau se întâmplă chestii. Cum spunea și Cristina, marketingul cultural are impact datorită asocierii cu experiența pe care o trăiește utilizatorul acolo. Cum putem să identificăm oamenii care chiar trăiesc experiența, să ne adaptăm mesajele care le transmitem acelor oameni, cumva să ne mulăm pe această experiență? V-ați lovit de problema asta? Vedeți niște soluții pentru asta? Sigur că fiecare eveniment cultural targetează un anume public. Dacă o să vorbim, de exemplu, despre festivalul UNESCO,
Festivalul UNESCO targetează un public foarte clar. Dacă vreți pe care... Dacă brandul pe care îl reprezinți dorește să se asocieze cu acel target group, atunci Festivalul UNESCO este produsul ideal pentru comunicarea valorilor brandului tău către, prin intermediul Festivalului UNESCO. Cum poți să îi excluzi pe habarniști sau pe pafariști? Da, e o întrebare la care nu pot să-ți răspund. Cred că ei se auto-exclud. Este dacă vrei ceea ce se întâmplă când îți dai un spot la TV și acolo spotul tău nu este, sau nu toți cei care văd spotul sunt neapărat targetul tău. Există și persoane din lateral care îi atingi fără să vrei. Nu cred că ai cum, ca să-ți răspund foarte scurt. Da, este depinde care sunt obiectivele pe care vrei să ți le setezi. Corect. Cum spuneam, publicul manifestă din greșel care manifestă dorința de participa, indiferent ce motiv. Că e trendsetter, că se ia pe jucare... Dar ați microfon. Da. Deci, indiferent din ce, care e motivația lui, și în general studiul motivației publicului e o chestiune foarte complexă, indiferent din ce motive participă, face parte din public. În momentul în care el a cheltuit cele trei lucruri de care spuneam mai devreme, timp, bani și resurse de parte, dorință, da, commitment, să vină la chestiunea respectivă, deja a intrat în public. Intrând în public, e pe target, la revedere. Că l-ating sau că nu l-ating cu chestiunea asta, asta e în funcție de cât știu eu sau cum știu eu să îmi organizez povestea. Dar în sine, el e deja în public, deci răspunsul este sigur, nu doresc să revin. Cel puțin din punctul ăsta de vedere. Să nu uităm că cum spuneam mai devreme, inclusiv partenerul, inclusiv sponsorul, inclusiv, cum să spun, mecena sau cum vreți să spuneți, face parte din public. Deci, în publicul meu, deci eu îi creez experiența inclusiv pentru el. El se pliază pe ea și se constituie în acel moment ca livrator, dacă vreți, o livrează la rândul lui, prin filtrul său, către propriul său client, identificat în public. Deci de asta pentru mine și sponsorul public. Nu știu dacă nu sună complicat. Că s-a încălzit lumea la întrebări. Aș vrea să vă întreb atât pe cei care au vorbit despre Festivalul de Teatru la Sibiu, cât și pe cei care au vorbit despre anonimul, dacă ați refuzat vreodată un partener, un client și de ce? Irina Dobriță mă numesc. Te las puțin că ai avut experiență. Da. Deci da. De ce? Da. Și la noi tot, da. Da. E foarte greu de dat un motiv, un anumit motiv. Deci noi căutăm, în primul rând, o relație. Deci căutăm, exact cum am spus, un parteneriat. Nu pot să spun că acest da este neapărat o regulă. Deci s-a întâmplat, nu odată, s-a întâmplat probabil în 20 de ani, de vreo 4 ori. Exact în acest motiv, nu am găsit o formulă convenabilă comun. Nu vorbim despre valoarea sponsorizării, ci despre modalitatea în care acest parteneriat urma să se întâmple. Nu ne-a convenit. Deci, apropo de refuz, normal că discutăm de chestiunea unilaterală. Da? Deci noi am refuzat, nu discutăm și invers, care este mult mai deasă de obicei din motive de buget. Nu avem buget sau îl dăm la forma. Cam astea sunt de obicei răspunsurile. Refuzul nostru a fost exact pe chestiunea asta. Deci nu am avut o formulă convenabilă prin care s-ar fi putut, știu sau am fi putut să oferim într-adevăr un lucru valoros. Deci a fost și o chestiune de chimie între negociatori. N-aș duce chiar până acolo. Ok. Atunci de valori pe care... Da, mai curând așa. Mai curând așa. Deci schimbul de valori care... Da, n-am reușit să ne convingem reciproc că schimbul de valori care ar fi trebuit să-l facem ar fi mutual favorabil sau mutual avantajos. Da, și la mine, din păcate spun asta, pentru că a fost problem de respect și de seriozitate, a fost o decizie foarte grea, deci s-a întâmplat o singură dată în, eu n-am anii dumneavoastră, în 9 ani, acum anul viitor facem 10, suntem așa la jumate, suntem fitici. Deci nu prea
dar speram o precizie grea, dar a fost mai mult când vrem să părem noi altruiști cu banii sponsorilor, banii partenerilor noștri. Dar pe de altă parte vreau să vă dau un exemplu ca să dați seama de ce trebuie să spunem nu. Noi trebuie să ne gândim foarte bine ce filme aducem acolo. Există o posibilitate mare pe care am văzut-o pe pielea noastră și nu e plăcută deloc pentru realizator și nici pentru noi. Ca filmul să fie fluierat. Asta înseamnă de serviciu adus celui care a făcut filmul. Dacă ești acolo, pentru mine este catastrofal. Pentru mine este, pentru că eu respect și apreciez munca oricărui realizator pe care îl aduc acolo. Vreau să-i fac un bine, nu un rău. Același lucru s-ar fi putut întâmpla și în cazul în care am prezentat spotul, clasicul spot, care era trecut primul în doleanțele, cerințele potențialului nostru partener. N-am putut să explic lucrul ăsta și fost, cred, cu o lipsă de sensibilitate să o fac și atunci am amânat puțin luarea de decizii până când a fost prea târziu ca să ne mai putem parteneria. Dar eu cred că a face un deserviciu celui care vine și te ajută pe tine, iar tu nu l-ai ajuns pe el la rândul tău, asta poate să fie o decizie greșită din partea noastră. Deci când ați pus întrebarea, mi-am adus aminte de dilemele astea, pentru că noi suntem o echipă acolo și fiecare avea altă părere. Și da, cum? În fond sunt sponsori, sunt spoturile lor, imaginea lor. Nu avem de ce să ne temem că lumea, de exemplu, 3.000 de oameni în camping la ora 9.30 seara când începem și dăm spotul, va fluiera. Ei bine, decizia noastră până la urmă a fost să spunem nu, într-un mod foarte respectuos, cred eu, sper, cel puțin. Mulțumesc, sunteți privilegiați pentru că din cauza de conținut foarte bun vă rezervați dreptul de a vă selecta sponsorii. Dar nu, chiar nu am vrut să par așa și chiar nu este așa. A fost un singur exemplu și ne-am gândit la deserviciile pe care ne facem noi. Vă tot pomenesc eu de cuvântul ăsta seriozitate și respect. Poate că vă parte plasată că vorbesc de cu adjectivele astea în raport de festival, dar asta e ceea ce credem. Respect foarte mult publicul și respect foarte mult partenerii pe care i-am, ca să pot să-i pun într-o postură proastă până la urmă. Nici nu știu dacă s-ar fi întâmplat asta. Dar cunoscând de 10 ani oamenii care vin acolo, era mai mult decât posibil. În regulă. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt. Mulțumesc. Uite, mai am una acolo. Poate ultima și terminăm. Bună, Alina Stan, din Sibiu. Și acum o să vorbesc cu puțină mândrie locală. Dacă vreți să vedeți ceva ce nu ați mai văzut și dacă vreți să simțiți ceva ce nu ați mai simțit, atunci trebuie să participați la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Mulțumesc! Deci n-a fost o întrebare. Am văzut că Cristian n-a venit cu voi, nu? Da. Ce vroiam cu această sesiune și ce cred că este cel mai important și ce aș vrea din nou să rețineți, avem făcut un training și întotdeauna la sfârșit noi tragem un concluzie și vedem ce s-a întâmplat. Este că de foarte multe ore de întâlniri și în evenimente se spune da, că aș face și eu, dar e cam greu, că nu se poate, că nu se face. Ba da, se face. Și v-am dat o mulțime de exemple despre cum se pot face lucrurile altfel și frumos, astfel încât, la sfârșit, să nu conteze doar logo pe afiș sau pe invitație într-un program și atât. Se pot face multe lucruri, ar trebui să existe poate și rapoarte, dar credeți-mă că dacă vrei să convingi pe cineva că ești cel mai bun și cel mai tare și ai ieșit toate rapoartele din lume, n-are niciun efect, nimic din toate armele pe care le ai tu în geantă și în laptop și cap. Dacă omul nu vrea, nu iese. Și de aceea încheie într-o notă că omul sfințește locul, este un lucru clar, dovedit. Dacă înțelege și vrea să facă ceva, nu contează nici cine e în sală, nici ce piese sunt, nici ce filme sunt. Vrea și intră și face și sponsorul începe să gândească și să vină cu idei și cu soluții despre cum ar trebui să atingă publicul. Nu să ceară doar organizatorului. O spun pentru că știu că și mie mi se întâmplă. Vă mulțumesc pentru interes. Vă invit la masă, la etajul 1, în restaurantul Avalon, ori cu liftul, ori pe scări, la etajul 1. Și mare rugăminte, dacă se poate, să ne toarcem în program. Rugăminte personală mare, 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 la ora
3 ore 10, dacă se poate să reveniți. Vă aștept cu mare drag. Mulțumesc frumos!